această listă găsiți pe cineva. Mănânc grozav de bogat, e normal. Exact. Deci nu cred găsiți pe cineva care este compromis. Nu trebuie să ne fie rușine să fim bogați în România. Nu. Dar bogați pe spinarea proprie, pe exact. Munca ta. Eu știu foarte mulți oameni care merită tot respectul pentru ce au acumulat, pentru că au făcut-o fără să facă afaceri cu statul, fără să facă trafic de influență, fără să fie primitori de mită și au făcut averi. Știu și zigodii din partea cealaltă, într-adevăr, oameni bogați, știu foarte mult, știu și cum și-au făcut averea la Botoșani. Asta este specifică unui capitalism de tip sălbatic, cum este cel din România. Într-adevăr, oamenii care sunt la dumneavoastră pe listă acolo sunt oameni curați, oameni cărora nu poți să le pui nicio tinichea să le agăți de coadă, cum se spune așa popular. Important e ca lumea să-i vadă. Aveți acolo cu media, cu promovarea partidului. Trebuie să vă fie în primul rând această promovare a partidului. Vedeți, noi nu avem bani ca să investim în publicitate. Asta e. Și facem această propagandă, o facem de la om la om. Asta este singura noastră șansă. Și cea mai bună, de fapt. Da, în momentul în care vii în contact cu oamenii și le spui ce ai de gând să faci. De fapt, eu de asta am fost dat afară din PSD, pentru că am propus ca acei parlamentari, nu să fie numiți de sus, să fie, deci, câți parlamentari se înscriu pentru nouă funcție de parlamentar în județul Botoșani, de la PSD s-au înscris 29. Și eu am propus așa, tot cei 29 să venim în fața masei membri de PSD, de partid, da. Exact, și prin vot secret, cine are cele mai multe voturi, ăla să fie deputat, parlamentar. Nici aia nu-i concludentă. Nici aia nu-i concludentă. Știți că se face lobby în toate partidele, există bisericuțe, biserici, nu știu ce. Mie mi-a zis cineva odată, un politician botoșenean, o chestie foarte deșteaptă pe care o să o țin minte. Băi, la partid n-ai prieten, la partid ai dușmani. Și așa este. Dar în același timp se creează tot soiul de... Trebuie ca cineva să stabilească într-adevăr. Știți foarte bine, domnule, el este un om capabil, un om curat, un om care dorește să facă ceva și ar fi motivația pentru care este bun să candideze pe funcția respectivă. Bănuiesc că dumneavoastră la UNPR veți schimba cumva optica și mentalitatea vis-a-vis de acest lucru. Deja este schimbată și la nivel central. Am participat la Consiliul Național la București și domnul Oprea a spus cine dorește să discute. Bineînțeles că am luat și eu cuvântul și am spus câteva cuvinte. Pe când aici la Botoșani, am tot respectul pentru domnul Victor Ponta, dar a spus așa, pe 27 iunie, la conferința județeană, a spus așa, într-o oră trebuie să plec discursul cât mai scurt și cât mai puțin să discute. Iar mie nici nu mi s-a dat voie să vorbesc, bari. Era înainte sau după congresul ăla? Era înainte. După, nu, acum am 27 iunie, am spus. După, da. Bine, deci, aia au fost totuși pentru dumneavoastră, sincer, lovitori de imagine, zic eu. Ba nu, eu încă ceva. Dumneavoastră erați la congres, acolo eu mă uitam la televizor, iar încercarea dumneavoastră de a candida era privită cu simpatie de către posturile televiziunii. Și, băi, nu-i democrație acolo. Atâta timp cât un cetățean, membru a unui partid, statutul îi permite să candideze, de ce nu îi se dă voie? Exact. Deci nu este, nu, bun, prima, eu știu, enclavă în care se încalcă total drepturile democratice sunt partidele. Știți foarte bine că acum sunteți președinte de filială, bănuiesc că... Păi, tocmai asta m-a motivat să ajung acolo, pentru că mi s-a îngrădit libertatea. În momentul în care un individ îi se îngrădește libertatea, atunci face tot posibilul să răzbată. Și prin câte piedici am trecut, am reușit să ajung acolo. Aveți la UNPR aveți și sprijinul domnului Constantin Conțac, da, nu? Da. El este, într-adevăr, este o minte politică exact, deosebită când e vorba de organizare și deci, plus că un om carismatic. Auziți, vedeți dumneavoastră, domnul Conțac a contribuit foarte mult la imaginea partidului aici. Eu eram în sală, nu spun ce s-a întâmplat. Cum nu, e dureros pentru mine, ca cetățean, ca om.
Pe mine m-a mâhnit ce s-a întâmplat lui. Acolo, în sala, în sala acolo. Când la... Când a vrut să ia cuvântul și el să spună câteva cuvinte. Deci, vedeți dumneavoastră, eu tocmai această slugărnicie și această lingușeală a unor... Până acum... Până atunci, pau mâine domnului Consac, dintr-o dată, că nu mai pot. Ce s-a întâmplat și domnului Geoană, vedeți? Acum toți, cu domnul Geoană, așa, dar cât ți-au atras atenția domnului Geoană din 2005 că greșește și persistă în aceleași greșeli? Eu am fost una dintre acele persoane. Acum, vedeți? Știți mai bine decât mine, sunteți psiholog, este natura umană și mai sunt și anumiți factori externi care... Și, dacă vreți, chiar și factorul social, care îi împinge pe unii oameni către slugărnicie, către pupincurism, ca să-i spun așa. Poate pun și ei mâna pe ceva de acolo, li se dă dar de ce spun așa? Uitați, am rugăminte. Dați-mi voie să citesc o scrisoare adresată de Alexandru Blahuță, fiicei sale, Margareta, care, deci, să trăiești, mimilică dragă, și să fii bună. Să fii bună pentru ca să poți fi fericită. Cei răi nu pot fi fericiți. Ei pot avea satisfacții, plăceri, noroc chiar, dar fericire nu. Nu pentru că cei răi nu pot fi iubiți. Și al doilea, de norocul și celelalte perimălăiețe care se aseamnă cu el, vin de afară, de la oameni, de la împrejurări, asupra cărora n-ai nicio stăpânire și nicio putere, pe când fericirea, adevărata fericire, în tine răsare și în tine înflorește și leagă rod. Când ți-ai pregătit sufletul pentru ea, atunci leagă acel rod. Și pregătirea asta este operă de fiecare clipă. Când pierzi răbdarea, împrăștii tot ce ai înșirat și iar trebuie să o iei de la început. Și de aceea vezi așa de puțini oameni fericiți. Atâția cât merită. Dacă nu ne-am iubit pe noi așa fără de măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră și dacă ne-am dojeni de câte ori am mințit sau ne-am surprins asupra unei răutăți, ori asupra unei fapte urâte, dacă în sfârșit ne-am examinat mai des și mai cu nepărtinire, am ajunge să răzuim din noi partea aceea de proastă fudulie, de răutate și de dincinste murdară din care se îngroașă dobitocul ce se lăfăiește în nobila noastră făptură. Se știe că durerea e un minunat sfătuitor. Cine e mai deschis la minte, trage învățătură și din durerele altora. Eu am mare încredere în voința ta, rămâne să știi doar ce să vrei. Și văd că ai început să știi și asta. Doamne, ce bine îmi pare că ai început să te observi, să-ți faci singură mustrări și să-ți cauți singură drumul cel adevărat. Așa, mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simți egoistă, de câte ori te mușcă de inimă șarpele răutății, ale invidiei sau ale minciunii. Fii aspră cu tine, fă-te însemnate de câte ori deșertăciunea te îndeamnă să strigi, uitați-vă la mine, dar mai ales aș vrea să scriu de-a dreptul în sufletul tău aceasta. Să nu faci nicio faptă a cărei amintire te-ar putea face vreodată să roșești. Nu e triumf pe lume, nici sprijin mai puternic, nici mulțumire mai deplină ca o conștiință curată. Păstrează scrisoarea aceasta, când vei fi de 50 de ani, ai să o înțelegi mai bine. Să dea Dumnezeu să o citești și atunci cu sufletul senin de astăzi. Da, bine, este Blahuță pe care, cum să vă spun, nu-l mai citește nimeni în ziua de azi, din păcate. El care a spus, nu mă tem de moarte, mă tem de imensitatea ei, este formidabilă. Dar, acum, pentru că mi se transmite din regie, că ne-am cam apropiat de sfârșitul emisiunii, vă rog, un cuvânt către membrii UNPR, către cetățenii Botoșanului, eu știu ce ar face să vină la dumneavoastră și ce le recomandați și, eventual, dacă puteți să-i încurajați cumva. Puterea de a răzbate stă în fiecare dintre noi. Noi, deci, putem să facem ceva pentru cetățeni, pentru această țară. Haideți să ieșim din această stare de letargie, să ne implicăm, să muncim, să găsim soluții, să inovăm, să investim, ce să investim? Putere de muncă, muncă, asta, muncă și ar muncă. La muncă! La muncă, tovarăși. La muncă. La muncă, tovarăși, nu? Exact. Și trebuie să-l parafrazăm și pe Lenin. Spune, învățați, învățați, învățați. Și la muncă, tovarăși. La muncă.
Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mai aștept să mai veniți în emisiunea noastră. Mi-a părut bine și... Și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă urez o seară liniștită, binecuvântată. La revedere!